Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, astăzi încercăm un nou joculeț și anume Submerge Hidden Death. Dacă cumva n-ați înțeles ce am spus, o să aveți oricum numele în descriere ca de obicei când încercăm câte un joc nou. Și dacă cumva, printr-un miracol, vă și place jocul și vreți mai multe, poate facem și o micuță serie, acum rămâne de văzut, pentru că nu e ca și cum nu avem alte jocuri pe care să le facem ca serie, încă mai avem acel GTA 5, nu uitați. Din ce am văzut eu, pare a fi un joc unde explorezi pe o barcă și rezolvi diverse puzzle-uri. E un joc așa mai relaxant, mai făcut să te bucuri de arta din joc, dacă e sună în felul ăsta, dacă e să mă exprim mai bine. Cum erau jocurile alea, precum Abzu sau The Journey, sau Journey, pur și simplu The Journey. În mare parte e genul ăla de joc, dar arată destul de bine și am zis, bă, ce să nu facem un video? Nu cred că ar strica. Hai să vedem care este treaba, boys, aici, așa că văd că ne-a cam lăsat pe beznă. Da, băut apa. Oh, iară e un limbaj inventat. Fratele meu și eu aveam povești pe care... Cum masa a absorbit toată viața. Oh, și a scos copii. Știți, în alte jocuri mă plângeam că textul e prea lent, aici e mult prea repede. Bine, și din cauza că vreau să și traduc. Știți cum e, puneți pauză, copy-paste în Google Translate și aia e. Deci, aparent erau o frate și o soră care aveau ceva dar, iar cumva să folosească acest dar să scoată lumea de sub adâncuri? Pentru că dintr-o dată toată lumea a fost înnecată, gen absorbită de apă. Oh, Jesus, tremurici. Ok, vizual vorbind, e destul de atractiv. Muzică vorbind, nu e rău. Ok, deci masa cred că se referă la asta, nu se referă la apă, la the mass asta. Muzica e foarte mișto, n-am să mint. Chiar e forță. Descurești la ce se referă prin darul lor sau abilitatea lor? Gen, cumva au vreo chestie ce să le permită să... Oh, what? Oh, pot genera creștere de plantă? Creștere de plantă? Ok, deci să înțeleg că poate sora are abilitatea asta, dar are și fratele la fel? Nu știu ce să zic. Îmi place apa aia cât de mișto arată. Și sunt și lucruri care au apă de te hipnotizează. Gen, cum e Sea of Thieves, are o mecanică, să numesc așa? Nu, fizică de apă sau... grafica apei destul de plăcută. Ok, acesta este... Oraș abandonat. Ok, da, ok. Deci e un third person până la urmă. Eu văzusem ceva, niște poze de la distanță și nu prea părea third person. Deci planta neagră este supărată, trebuie să aflu de ce. Ok, asta văd că nu-ți face nimic. Butoanele nu fac nimic. Frate meu tot zice să mă grăbesc. Bă, pentru joc indie, grafic vorbind, arată super. Mi-a acela că îmi dă vibe-ul așa de Ratchet & Clank, dacă e să mă întrebați pe mine, ce facem aici? Ah, uite că s-au aprins iarăși plantele. Oh! Scoate tehnologia din natură sau cum, că nu mă prind. A, da, asta a făcut. Cumva se folosea de nucleul ăla să alimenteze toată chestia asta de aici. Era asta e cumva un fel de sămânță. Un fel de nucleu, da. Îmi place că frate mi-o stă ca un tembel acolo așa. Deși are tăi cicatricea pe burtă. Ok, deci pe X poți să o pui jos. Hai, acum am observat, de fiți atenți, când trec pe lângă plante, toate înfloresc. Ah, pentru că chestia asta îți dă un boost de energie și cumva mi-amplifică puterea de regenerare a naturii. Uite, vedeți? Și în spate tot.
Foarte tare. Foarte tare. Ok, și acum vin cu asta aici, presupun. Și și planta neagră nu mai e dintr-o dată neagră, am înțeles. Trebuie pe ce arie se extinde treaba asta. Oricum, foarte drăguț. Și acum title drop, sau nu? Era o treabă. A, ne arătat ce am rezolvat de pe hartă, presupun. A, deci fratele, să înțeleg, el e doar șoferul de barcă. Rest, altceva nu știe să facă nimic. Îmi pare rău, bro, dar nu ești la fel de cool ca step, bro. Mai încearcă, mai bag o fisă. Să ce vrea să ne arate aici? Istoria? Oh! Deci odată fratele și sora au fost găsiți naufragiați într-un oraș acoperit de masă. Păi nu înțeleg la ce se referă această masă. Oh! Ceva vine? Ce s-a întâmplat? Ce, nu vrei să te uiți? O, credeam că s-a întâmplat ceva lângă ei sau ceva, că i-a făcut gen... Nu vrei să vezi ce-i afară? Because of me, we are outcast, but I will find the seeds. Ok, deci doar ea are puteri, iar el cumva s-a dus cu ea că n-ar vrea să fie un trădător de frate. Ok, și vrea să mergem acolo și asus ca să activăm și cealaltă clădire. Oh, drive forward, drive backwards. Ok. Asta e destul de șmecheros. Te merge și cu barca, deci îl controlăm și pe frățiorul. Astea ce sunt? Oh, creaturi descoperite. Ah, dar sunt creaturi din plante și astea sau ceva de genul ăsta? Foarte ciudat. Da, cum am spus, în mare parte cred că e un joc doar de ăsta așa, de explorare, de văzut fel și fel de chestii și mare parte de experimente. E mai mult o experiență decât e un joc, dacă e să o luăm în felul ăsta. Nu zic că e ceva rău, știi? Asta e. A, eram deja invers, o dădeam cu spatele. Nice! Deci acum turbo înapoi către el. Eu că sunt foarte uimit, cred că e prea mult spus. Că sunt foarte încântat de grafică. Adică stilul artistic pe care l-au abordat și felul cum e prezentat tot arată destul de binișor. The black plant strangles this building. Deci planta ne... Oh, fii atent, oameni! Dar oare e viu sau ceva? Ok, deci merge automat. Ah, și dacă mă apropii de el devine verde și mi indică ceva. Încolo ar trebui să mergem. Nice, nice, nice. Adică am mai văzut oameni care comentau de obicei despre anumite jocuri, că mamă ce grafici au și toate alea. Dar până la urmă contează și cum e folosită grafica aia mică pe care au ei. Adică e o diferență între a avea o grafică complet proastă, care să nu-ți ofere nimica, gen cum sunt jocurile super, super vechi, sau, sau un joc nou cu grafică de-aia foarte prost pusă la punct. Gen pur și simplu când faci un joc doar din asset-uri de alea, fără să vii cu ceva nou. Și îmi descarc și eu Unreal Engine și trântesc chestii acolo. Deci văd că activez oamenii ăștia dubioși aici. Din plante sau ceva. Cred că vreau să sari. Ai ce vreau. Poți să sari? Ok, nu poți să te arunci acolo așa. Aici poți să te cocoți, ce-i drept. E fain totuși că ai o tonă de... de opțiuni de astea de explorare. Chiar e destul de drăguț ca și joc, n-am să mint. Vreau să repet asta de multe ori, dar... mă ierta și pe mine. Ok, și acum pot să mă duc înapoi acolo și jos să iau ce voiam să iau.
Dar da, îmi dă un vibe grav de... Ne-am mai jucat noi, cred că Abzu odată. Bine, Abzu e în complet altă ligă. Abzu și nu mai știu care. Tot așa, jocuri de genul ăsta erau foarte faine ca și jocuri și erau super plăcute ca vizual. Și aveau așa un stil artistic foarte, foarte nice. Journey, da, și Journey iarăși foarte mișto. Ah, cine am jucat noi? Gris iarăși mi-a plăcut. Nu știu dacă l-am pus pe YouTube complet, dar știu că l-am trenat pe un stream. Gris iarăși a fost destul de fain, de acolo erau și foarte multe mecanici în jocul ăla. Pe când în ăsta nu pare să fie insane de multe chestii decât te urci pe scări și cam atât, activezi plante și doamnești. Bă, că ai ce drept de colecționat tone și tone de bâzdâcuri de astea. Ca să termine acest jurnal, dar mai mult de atât nu văd nimica. Și gen să zici că mai ai alte nebunii de rezolvat. Ok, bă, că acolo e o treabă. Deci acolo cred că o să aducem să punem nucleu. Care noi cred că o să găsim, uite pe aici ar trebui să fie nucleu. E mai cineva aici. Dar e fain că genul de joc unde vrei neapărat să mai explorezi și să iei toate astea, gen piesele astea, uite, vezi bucăți de iaht. Cred că deblochez eu un stil nou de barcă. Cu ăsta așa, mhm. Să mergem sus. 6 din 9, nice. Uite nucleul. Deci văd că cumva tehnologia se alimentează din treaba asta de aici. Deci cumva să fie tehnologia ce are aici în toată asta. A, uite, și oamenii încep să prindă o anumită culoare atunci când te apropii cu nucleul. Se vede că îți dă mai multă putere. Asta o să trebuie să-l punem aici. Deci frățiorul pe scurt e o mare bulangiu. Atâta o să am de zis în privința lui. Că bolangiu, că altfel nu pot să-i zic, nu vine deloc să ne ajute. Stă acolo, coxat, în barcă, așteaptă, ori vine mă sora mea asta, trea treaba. Hai că pierde meciul. Eu glumesc aici, dar totuși parcă unde e frățiorul? Era fain dacă era și co-op sau ceva joc, care a fost o experiență plăcută. Dar cred că când vine vorba de co-op ar trebui să... Să regândești puțin niște aspecte ale gameplay-ului. Ok, hai să introducem asta aici. Bine, acum nu cred că să mai găsesc bucățele de iaht totuși. Aaa, și toate se leagă cu ăsta, deci cumva trebuie să mergi în fiecare punct și apoi deblochez, cred că ceva mai mare, mă gândesc. Drăguț, drăguț. Oh, întoarcem înapoi la asta? Pare întoarcem la în centru, nu știu de ce. Sunt un ghind de random. What the fuck? Care ai fost, mă? Vântul. Și-și bate joc frățuierul. Cred că mai are ceva, are și ceva pată dubioasă pe piele. Interesant. O altă parte din poveste. Sora avea un give, un cadou sau un dar. Care-l conecta cu masa. Trebuie să ajute să-și vindece rănile. Hai, e momentul. No, nicio lume. Nu s-ar trezi cineva așa din somn gata de acțiune. Despre ce vorbim? If I heal the city, I'll make up for what I've put on my brother. Ok, nu prea înțeleg motivația. Nervează puțin că n-a pus să citești, frate. Aia e ăla că e nervant. Adică subtitrările sunt super... Ai văzut și sal. Dar oricum, oameni buni, cam asta ar trebui acest video din Submerge Hidden Depths. Dacă nu vă jocul ăsta, știți foarte bine ce vreau să cutu micuț, like cu ce ar fi super decât din partea voastră. Și dacă mai vedeți, vedeți și alte jocuri pe canal, știți foarte bine ce vreau să cut. Pot like, desigur, și sub. Azi, data viitoare. Pa, pa.